Salutare, dragul meu, Leu! Bine te-am găsit pe canalul meu de YouTube! Eu sunt Amos, tarotolog și în următoarele minute îți voi prezenta energia generală a lunii martie. Dragii mei, vreau să vă fac un anunț foarte important și că îmi doresc foarte mult să vin alături de voi cu alt gen de etalări. Etalări mult mai complexe, mult mai personale, mult mai pentru voi. Chiar dacă în spațiul acesta online etalările sunt generale, doresc să fac aceste etalări cât se poate de apropiate de voi. Vor fi etalări ce vor ajuta la dezvoltarea voastră personală. O să vorbim mai mult de spirit, o să vorbim de materie, o să vorbim despre ceea ce trebuie să vindecați sau ceea ce trebuie să eliberați. Vreau să vin către voi cu etalări mult mai frumoase, mult mai personale, așa cum am spus. Bun, dragii mei! Eu vreau să vă mulțumesc pentru toate comentariile voastre, vreau să vă mulțumesc pentru toate feedback-urile voastre în ceea ce privește site-ul Amostarot. Mă bucur foarte mult că vă place, și dacă acest lucru s-a întâmplat, înseamnă că atât misiunea mea, cât și a celor care au contribuit la crearea lui, a fost îndeplinită cu succes. O să am rugămintea la voi, ca în momentul în care completați acele formulare de contact, să. Um, să aveți răbdarea necesară în a, în a, vă răspunde. De ce? Pentru că ele trebuie centralizate și nu o să pot să răspund tuturor foarte repede. Așa că să nu vă speriați, dragii mei, dacă vă răspund puțin mai târziu. Acolo puteți să citiți despre mine, puteți să citiți diferite articole scrise de mine sau de colaboratorii mei. Uh, o să venim tot timpul cu subiecte de interes. În curând vă pregătesc surprize foarte mari pe site-ul uh, Amostarot. O să vedeți și voi produse handmade. O să vorbim noi la momentul potrivit. Nu uitați că aceste etalări sunt generale, dragii mei. Nu contează vârsta, orientarea sexuală, nu contează de unde sunteți. Dacă rezonați cu ele, luați numai ceea ce vă servește din aceste etalări. Mereu spun treaba aceasta. Eu nu vreau să vă mint cu absolut nimic. Câteodată se întâmplă să se potrivească, câteodată se întâmplă să nu se potrivească. Nu este nimic greșit în acest aspect. Contează foarte mult și energia voastră pe care o aveți în momentul respectiv. Hai să vedem care este energia voastră aleilor. Pur și simplu am simțit fior pe spate la acest mesaj, dragii mei. Aveți o carte minunată care se numește Eliberează-te, Release, Arhanghelul Azrael. Mesajul este în felul următor. O situație, o fază din viața ta se termină. Transformarea spirituală începe și este timpul pentru tine să mergi mai departe. Vă spun sincer, aproape vine să plâng, pentru că simt foarte multă emoție în această carte, simt că cineva și-a găsit drumul și simt că de acum încolo viața lui se va schimba. Eliberează-te de trecut, eliberează-te de tot ceea ce nu-ți mai servește în momentul de față, pentru că, dragul meu leu, începe o etapă minunată din viața ta, Începi o. Îmi scuze. Chiar m-am emoționat. Simt că începe o perioadă extraordinară. Este ceva ce tu-ți-ai dorit de foarte mult timp să faci. Este ceva ce tu-ți-ai dorit de foarte mult timp să, uh, să creezi. Este menirea ta de când erai copil. Și Arhanghelul Azrael acum te îndrumă mergi către această transformare spirituală foarte puternică. Foarte frumos. Îmi cer scuze pentru acest moment. Emoțiile sunt normale. Am simțit foarte multe emoție și este clar că este momentul pentru tine să te eliberezi, să te descătușezi, să fii liber și să mergi pe drumul acesta pe care tu ți l-ai ales divinitatea oarecum l-a ales pentru tine încă de când erai copil și mergi foarte frumos către el. Minunat! Alte mesaje pentru cei din Zodia Leu. Ai fost rezervat în privința acestei alegeri pe care a trebuit să o faci. Iată, dragul meu, ai și spânzuratul aici, ai și moartea, minunat. Iar la baza pachetului, energia ta este doi de bâte. Este pregătirea pentru drum. Te pregătești pentru acest drum spiritual, fizic, nu contează. Deci ești pregătit, ai această experiență în spate, ai văzut tot ce s-a putut vedea și acum pornești la drum. Foarte frumos! ai stat pe gânduri o perioadă destul de mare să, să înțelegi ce se întâmplă cu tine și de ce se întâmplă lucrurile așa, de ce a trebuit poate să stai într-o asemenea așteptare, alegerea este făcută. Cartea îndrăgostiții și nouă de băte. Îmi arată că această alegere este făcută în momentul de față, o simți spiritual. Unii dintre voi poate ați făcut această alegere din punct de vedere amoros, ați luat această decizie de a vă depărta, de a sta departe de cineva. Nouă de bâte vorbește despre rezerva cu care vedeți în momentul de față lucrurile, dar vorbește și despre experiența pe care o aveți. Vorbește despre toate aceste aspecte pe care voi acum le veți întoarce în favoarea voastră ca să vă fie bine. Cum vă spuneam, foarte multe griji și responsabilități. Îmi spune spiritul că Multe s-au întâmplat, și multe, uh, multe evenimente ce au venit către voi în ultima perioadă au fost numai pentru a vă presa pe voi în a lua o decizie. Această decizie care, iată, vă duce către această eliberare, către această uh, transformare spirituală. Cu banii, în luna martie, o să fii bine, avem aici un proces. Cred că va trebui să muncești la ceva anume sau este posibil ca să primești o sumă de bani în luna martie. Începe apostolatul pentru tine, începe zona de e, sacrificiu pentru tine, poate lăsați în spate familie, poate lăsați în spate prieteni, ceva e, pe care iubiți. Iubiți și va trebui să îi lăsați deoparte pentru a vă urma visul, pentru a merge în direcția voastră. Sacrificiul arată, spânzuratul arată sacrificiul pentru iluminare, arată sacrificiul făcut în numele credinței. Um, și nu este un drum ușor, nu este un drum pentru toată lumea, dar cu siguranță vei fi răsplătit pentru acest sacrificiu pe care îl faci. Simt că ești într-o zonă de uh, învățare, de ucenicie, cred că undeva la toamnă pentru tine lucrurile se vor schimba foarte mult, vei trece printr-un proces de transformare. Aici vorbim despre o nouă etapă din viața ta, vorbim despre o sărbătoare, o slujbă religioasă, um, căsătorie, se poate întâmpla în unele cazuri, dar aici vorbim despre o schimbare de macaz enormă repet undeva la toamnă va veni pentru tine acest lucru. Până atunci optul acesta de monede mi arată că trebuie să lucrezi mult cu tine încă și va trebui să înveți. Ești la începutul unui drum. Trebuie să îți șlefuiești foarte bine talentele tale, să să mai ales din punct de vedere spiritual, trebuie să vezi care ți este uh, drumul, către uh, către ce te axezi, ce anume vrei să faci pe partea aceasta. Bănuți vor ieși să știi că ai noroc la bani anul acesta, dar pentru tine, repet, vine această zonă de eliberare, vine această zonă de descătușare, ieși din zona de confort, ieși din zona de. din zona aceasta în care ai stat până acum și nu ai știut ce se va întâmpla sau ce trebuie să se întâmple. Minunat! Minunat, dragul meu, leu. Ai trecut prin foarte multe lucruri. La un moment dat, acțiunile tale au fost grele, au fost haotice. Nici tu n-ai mai înțeles ce s-a întâmplat acolo, dar uite că toate te-au forțat ca tu să iei această alegere și vezi că ai fost împins de la spate, ai fost împins de la spate de către arhagerul Azrael. Dragul meu leu, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că m-ai urmărit până la capăt. Sper că te-am ajutat cu această citire. Nu lua de aici decât ceea ce îți servește, așa cum îți spuneam. Nu uita de site-ul meu www.amostarot.ro, acolo poți să găsești informații despre mine, cât și multe articole de interes. La fel poți să, să iei contact cu mine în vederea unei citiri personalizate dacă tu îți vei dori lucrul acesta. Până data viitoare! Eu vă pup, dragii mei, vă îmbrățișez și uh, nu uitați să aveți mare grijă de voi!